La Sirenă de Hans Christian Andersen. A fost odată, pe fundul mării, o împărăție fermecată a sirenelor. Împăratul acelui tărâm avea 6 fete prea frumoase, iar cea mai mică dintre ele își petrecea multă vreme ascultând poveștile depănate de bunica ei despre lumea de dincolo de oglinda apei. Când mai crescu, mica sirenă prinse a-și însoți surorile, ieșeau din valuri cu mare băgare de seamă, ca nu cumva să fie văzute, și priveau curioase corăbile. Le plăcea tare mult să cerceteze ciudățenile ființe cu două picioare, care forfoteau pe punte. Într-o zi, pe mare se strâni o furtună cumplită, care prinse la mijloc o corabie și o purtă de colo-colo ca pe o coajă de nucă. În cele din urmă, valurile și vântul puternic o răsturnară și apoi o scufundară. Deodată, mica sirena auzi un glas cerând ajutor. Era un tânăr de pe corabie, gata să se nece. Mica sirena îl scăpă de la moarte, ducându-l la mal, văzând o tânără care alerga înspre el, mica prințesă se ascunse după niște stânci. Adevărul era că mica sirenă se îndrăgostise de chipeșul prinț. Nu trecea zi să nu iasă din valuri în preajma țărmului, nădăjduind să-l revadă. Și cum nu mai putea de dor, merse la vrăjitoarea mării și ceru să o prefacă într-un om ca toți oamenii. Dorești să afli la ce e gata mica sirenă să facă pentru dragostea ursitului ei și aventurile ce urmează? Veniți la toate filialele Bibliotecii Municipale HD-ul. Cartea Mica Sirenă de Hans Christian Andersen vă așteaptă pe rafturi.